Mierea este unul dintre cele mai contrafăcute alimente la nivel mondial. Doar testele de laborator pot arăta dacă produsul este natural 100%. Pentru că piața este invadată de falsuri care provin în special din China, comisarii europeni vor să schimbe legislația de etichetare. România este unul dintre cei mai mari producători de miere ai Uniunii, iar apicultorii noștri pierd sume colosale din cauza mierii ieftine care vine din țările extracomunitare, spun responsabilii din Ministerul Agriculturii. Originea mierii: Spania, Argentina, Ucraina și Franța. Nu știm care, cum a contribuit. Pe multe borcane de miere din magazine, originea produsului este neclară. Acum, legislația nu obligă producătorii să treacă în mod clar pe etichetă proveniența ingredientelor. Din această cauză, piața este invadată de miere contrafăcută, iar falsurile sunt aproape imposibil de sesizat de consumatori. Cu cât amestecul de miere este mai bogat în proveniență din două, trei țări, cu atât și calitatea este mai îndoielnică. E ușor de identificat, de exemplu, mierea de tei, care are o aromă de tei puternică. Mierea de salcâm întotdeauna trebuie să fie fluidă. Cel mai des, mierea este falsificată cu glucoză ori sirop de porumb, de trestie de zahăr sau de orez. Și doar analizele de laborator pot identifica aceste adaosuri. O să adăugăm niște reactivi, acum omogenizăm proba și ce obținem, vom pune într-o cuvă și vom introduce cuva în spectrofotometru. În acest caz, rezultatele au arătat o miere naturală. Dacă la analize are un compus denumit HMF cu o valoare mai mare de 4, atunci mierea are multe adaosuri artificiale. Dacă este foarte închisă la culoare, înseamnă că mierea respectivă a fost încălzită destul de mult. Dacă are o consistență foarte fluidă, înseamnă că are un conținut foarte ridicat de apă. Însă falsificările care se fac nu se pot detecta decât prin analiza chimică de laborator. Pe lângă faptul că poate fi consumată ca atare, mierea a început să devină și un ingredient foarte important, mai ales acolo unde se dorește înlocuirea zahărului. Așa că putem găsi miere inclusiv în pâine sau în mezeluri. În acest fel, producătorii încearcă să facă produsele lor să pară un pic mai naturale și să le vândă ulterior la un preț mai bun. Ca să elimine frauda, Comisia Europeană vrea să schimbe legea, iar producătorii să fie obligați să scrie exact țara de origine a produsului, pentru a fi mai ușor de urmărit. Importăm cel mai mult din China și din Turcia, iar problema mare este cu mierea din China, care, cum spuneam, nu prea e miere. În medie, România produce între 25 și 30 de mii de tone de miere. Jumătate din această cantitate merge însă la export, preponderent spre Germania. Deși reușim să acoperim consumul cu lejeritate, importăm anual aproape 4 mii de tone de miere din țări extracomunitare, precum China și Ucraina.